Suntem aproape de finalul ultimei luni de toamnă, dar încă ne bucurăm de vreme frumoasă. Deocamdată, pentru botoșani, meteorologii nu au anunțat ninsori, iar șefii municipalității dau asigurări că în acest an prima zăpadă nu-i va mai lua prin surprindere, așa cum se întâmpla în fiecare an. Viceprimarul Bogdan Buhoianu, fostul director al societății Urban Serv, spune că utilajele de dezăpezire sunt gata să intervină la orice oră, atunci când se va depune primul strat de zăpadă. Siguranță, nu vor fi probleme în municipiul Botoșani. Vom acționa cu utilajele pe care le avem, care au intrat într-o revizie generală. Această revizie s-a încheiat. Dacă astăzi, acum, ninge, suntem pregătiți într-o oră să ieșim pe stradă. Avem cantitatea de sare necesară, avem un contract cadru, în baza căruia, în momentul în care cantitatea de sare se termină, achiziționăm o nouă cantitate, la fel pentru clorură, la fel și pentru nisip. Da, suntem pregătiți 100% pentru iarnă, nu vor fi probleme la un nivel normal de satisfacere a... Și de precipitații. Viceprimarul Bogdan Buhoianu a mai spus că în următoarea lună parcul auto al Urban Serv se va noi cu un utilaj performant pentru dezăpezire. Va fi un multifuncțional care va fi folosit iarna ca și utilaj 4x4 dotat cu plug și sărăriță, iar vara ca și transportor de containere. Vom dezvolta prin contractul pe care Urban Serv l-are încheiat pe salubrizare, în salubrizare intrând și dezăpezirea cu primăria Botoșani, se va dezvolta acest parc auto, este o obligație pe care Urban Serv, societatea Urban Serv și-a luat-o printr-un plan de investiții anual. Locul lui Bogdan Buhoianu la conducerea societății Urban Serv a fost preluat de către Gabriel Tănasă.